Domnul Iisus să binecuvinteze toată biserica. Amin. Fraților și surorilor, este un text foarte bogat, textul acesta care a fost citit în fața noastră. Și aici în 1 Samuel, în capitolul 1, observăm câteva elemente care au dat naștere unui proroc. Elemente speciale care au dat naștere unui proroc. Mai întâi de toate, haideți să observăm rugăciunea mamei. Și de la versetul 9 în jos, o să observăm că rugăciunea aceasta a avut câteva elemente. Odată, schimbarea atitudinii mamei. Uitați-vă la versetul 6 ce ni se spune. Potrivnica ei, a Anei, o înțepa deseori ca să o facă să se mânie pentru că Domnul o făcuse stearpă. Aici între cele două femei era concurență și bineînțeles că Penina arunca de multe ori, nu erau săgeți propriu zis, dar erau săgetuțe, erau așa micuțe, dar totuși își ajungeau și atingeau ținta. Și de multe ori îi făcea în ciudă când erau în special la închinare, cealaltă venea cu fiii ei în jurul, fii și fiicele, spune aici, bine a zis fratele Dani că cel puțin patru erau, doi, da? Și când era cu copiii în jurul ei, probabil îi arunca o privire, probabil că se uita la ea și îi adresa un cuvânt, era un singur cuvânt sau două cuvinte sau ceva și imediat acele erau niște săgeți, niște ace care împungeau pe Ana până în adâncul sufletului. Scopul acestor atitudini, acestor cuvinte, uitați-vă în versetul 6, ca să o facă să se mânie. Era un scop malefic, era un scop demonic, să o ducă pe Ana la mânie, la supărare și probabil după aceea să râdă de ea că femeia asta era lovită. Uitați-vă în versetul 7. N-a fost doar un accident, că mai există accidente. Poate vorbim cum nu trebuie necugetat, poate privim cum n-ar trebui la cineva, poate la un moment dat mai de sus, poate știu eu cum, și mai există accidente, dar nu era accident în viața acestei familii. Versetul 7 spune, în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Vedeți, mulți dintre noi avem un buton, nu se vede, dar e un buton undeva ascuns în subconștientul nostru și când cineva vine și acționează sau diavolul acționează prin cineva butonul acela, imediat ne supărăm, ne tulburăm, ne necăjim și nu mai știm pe unde să ne regăsim. Și Domnul, să știți, nu are voia aceasta cu privire la noi. Voia Domnului cu privire la noi nu este să ne mâniem, să ne supărăm, să ne tulburăm, să ne amărâm. Nu aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Asta e voia diavolului. Dar noi suntem copiii lui Dumnezeu, nu suntem copii supuși diavolului. Noi nu trebuie să ascultăm de diavolul sau să împlinim poftele diavolului. Dacă diavolul vrea să ne amărască, să ne tulbure, să ne mânie, asta nu e treaba lui Dumnezeu, asta nu vrea Dumnezeu. Și atunci priviți ce s-a întâmplat. Sunt aici niște elemente prin care observăm că o mamă a dat naștere unui proroc. Degeaba bărbatul ei o mângâia verbal, pentru că potrivnica era lângă ea și întotdeauna o înțepa. Uitați-vă, primul element care duce spre nașterea unui proroc. Și acum nu vorbesc, fraților și surori, nu vorbesc neapărat o naștere fizică, măcar că nu există proroc al lui Dumnezeu sau om al lui Dumnezeu care să nu fie avut o naștere fizică. Acela e eventual un înger, dar nu un om. Eu vorbesc despre un om despre care în 1 Samuel, capitolul 3, ni se spune că a devenit prorocul lui Dumnezeu. A fost născut a doua oară, dacă vreți. A fost un om deosebit despre care cuvântul sfânt, uitați-vă ce spune în versetul 19, Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale.
Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în Shiloh, căci Domnul se descoperea lui Samuel prin cuvântul Domnului. Deci nașterea unui proroc, primul element, poate cel mai important din acest proces, este rugăciunea mamei. Uitați-vă la femeia aceasta. În rugăciunea ei este odată o schimbare de atitudine. Versetul 9. Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Silo. Deci observați, femeia asta la un moment dat stă, se gândește, meditează și spune: nu vreau să-l mai las pe diavolul să-și bată joc de mine. De ce să mă mai amărască diavolul? De ce să mai folosească diavolul pe potrivnica mea să mă împungă? Eu nu mai permit diavolului să facă lucrul acesta. Și a schimbat atitudinea și uitați-vă drept urmare că a schimbării atitudinii ei, versetul 18 din capitolul 1, partea a doua spune: a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. O schimbare totală de atitudine. Ca și cum eu trebuie să fac ceva. Ce să fac? Trebuie să mă rog. Deci vedeți, rugăciunea are la rădăcina ei o schimbare de atitudine. Eu nu mă duc înaintea lui Dumnezeu să-mi plâng de milă. Eu nu mă duc înaintea lui Dumnezeu să spun: Doamne, uite ce-o zis cu tare, Doamne, uite, și asta e o rugăciune, dar nu e o rugăciune extraordinar de profundă. Este bine să-i spunem înaintea lui Dumnezeu tot ce ne apasă, tot ce avem pe suflet. Dar uitați cum femeia aceasta pornește de la o schimbare de atitudine și înaintează tot mai mult în rugăciune. Versetul 10. Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Imediat lângă schimbarea asta de atitudine, ea adaugă lacrimi. Apoi, versetul 11, rugăciunea cu juruințe. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă mă asculți, dacă vei căuta spre întristarea roabei tale, dacă ți-aduci aminte de mine, dacă îmi dai un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. O juruință plăcută lui Dumnezeu. Fraților și surorilor, să nu uităm să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu pe toți copiii noștri. Domnul să-i binecuvinteze pe toți și Domnul să facă din ei slujitorii Lui. Pentru că posibil pe piatra de mormânt a fiecăruia dintre noi să scrie într-o zi doctor sau ministru sau ce o scrie, dar înaintea lui Dumnezeu astea n-au valoare, să știți. Înaintea lui Dumnezeu are valoare dacă ai fost copilul Lui sau n-ai fost copilul Lui, dacă ai fost robul Domnului sau n-ai fost robul Domnului. Mi-a plăcut ce spunea un frate, zice: acum în perioada aceasta mulți dintre slujitori au o plăcere, și nu cred că e biblică, o plăcere de a-și pune în fața numelui D.R., că e doctor sau reverend. Dar zice în Biblie, nu ne dă voie să facem asta, eventual să punem în fața numelui R.B., rob. Asta e bună, să pui în fața numelui. Dar nu D.R., cine-i D.R.? Domnul Hristos, fraților. El este doctorul care vindecă toate bolile sufletești. El este învățătorul, El este unul singur este Tatăl în ceruri și unul singur e învățător. Domnul Iisus Hristos, Tatăl nostru din ceruri, slăvit să fie Domnul. De aceea mă întorc la tema noastră, pași pentru nașterea unui proroc, rugăciunea bazată pe o schimbare de atitudine, rugăciunea bazată pe lacrimi, rugăciuni lichide, cum le numea cineva, rugăciunea însoțită de juruință, rugăciunea perseverentă, versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. Fraților și surorilor, este singura noastră șansă ca să fim ascultați și ajutați de Dumnezeu. Atâta stăm în rugăciune, atâta ne rugăm, până simțim că s-a deschis cerul și Dumnezeu ne dă biruință și rezolvare și rezultat la problema noastră. Dar avem unde să plecăm, avem unde să mergem să ne ajute. Cine să ne ajute în lumea aceasta? Așa de complicate problemele noastre, că nu există specialiști în lumea aceasta pentru rezolvare.
rezolvarea problemelor spirituale. Specialistul numărul unu e Hristos Domnul, care lucrează prin Duhul Sfânt și la El ajungem numai prin rugăciune. Doamne, ascultă-ne rugăciunea și în seara aceasta. Vedeți, este primul pas înspre nașterea unui proroc, a unui om al lui Dumnezeu. Dar uitați-vă și rugăciunea asta, pentru că de multe ori, să știți, chiar aici la rugăciune în biserică putem să fim ispitiți și rugăciunea noastră să nu mai fie ascultată. Sunt atâtea piedici. Odată sunt gândurile noastre care vin din trecutul nostru, poate chiar de astăzi sau de ieri sau de săptămâna asta sau poate cu ani în urmă și ne disturbă și nu ne putem ruga. Dar pot să fie și situații create la fața locului. Spunea fratele Dani, nu? A început să o certe preotul, slujitorul de acolo. Cum ar fi putut femeia asta să cadă într-o judecată și să spună, ăsta nu-i omul Domnului, ăsta nu-i om serios? Și rugăciunea ei nu mai era ascultată. Ei, aici trebuie să veghem fiecare dintre noi. Poate că nu ne place cum cântă cineva, poate nu ne place cum predică cineva, poate cine știe ce se creează în mintea noastră, un gest, îl vedem în biserică și imediat nu mai avem o rugăciune ascultată și primită înaintea lui Dumnezeu. Și uite, e primul pas spre nașterea unui proroc. Și să știți, fraților și surori, că noi toți putem să fim părinți spirituali pentru prorocii de mâine ai bisericii. Aici în biserică la noi a fost o soră cu numele de Ana Butur, o țin minte și acum. Eram student și eram mai mulți, nu eram numai eu singur. Dar știți cum se comporta femeia asta? Avea 84-85 de ani, a murit cu cancer pe creier și înainte să moară cu câțiva ani, ea spunea, frate, zice, m-am pocăit târziu, dar vreau să recuperez. Dar zic, cum recuperez? Zice, în fiecare zi când mi se dă ocazia, iau pe un băiat sau pe o tânără, nu contează, care-s din alt oraș, îi duc la mine acasă și cu mine, să știți, a făcut la fel. Știți cum se comporta? Ca și cu un prinț. Mă ducea acasă, îmi punea mâncare, poftim, mănâncă și a fost un lucru foarte mare pentru mine care mi-aducea în Plasa Lunea de la Câmpia Turzii și mă ducea în vinerea înapoi și aveam pâine întărită. Și dacă stăteam duminica, mă duceam nu știu când la părinți să-mi dea mâncarea. Și a fost mare lucru. Mă punea la mâncare, după ce mâncam, după ce serviam, mă duceam într-o cameră. Asta e camera ta. Poți să stai aici până plecăm la biserică. Citește, uite, am cărți, îți pun Biblia la dispoziție. Dacă vrei, vin să ne rugăm. Și femeia asta așa se comporta cu tinerii bisericii de aici din Albini. Ei, vedeți ce frumos! Să ai respect, să ai smerenie, să ai o atitudine frumoasă față de cei care sunt în jurul tău și atunci Dumnezeu vine și îți ascultă rugăciunea. Doamne, ascultă-ne rugăciunile! Și apoi uitați-vă un al doilea element, doar îl punctez, pentru că în seara aceasta e o seară a rugăciunii și nu vreau să mă duc mai departe. Al doilea element este supravegherea atentă a copilului ei. Femeia asta, odată că l-a ținut până l-a înțercat, după aceea l-a dus la casa Domnului, dar spune Scriptura aici în capitolul 2 că în fiecare an ea îi croia o mantie mică. De unde știa să-i facă mantia? Mergea mereu în vizită pe la copilul ei și îl supraveghea. Cât a crescut, cum vorbește cu el, ce face, era o supraveghere atentă. Al treilea element pe care îl amintesc, tot în pași pentru nașterea unui proroc al lui Dumnezeu, activitățile spirituale. Uitați-vă capitolul 2 cu versetul 1 în jos începe. Este o cântare, este o rugăciune, este o prorocie, e cântarea Anei. Am cântat-o în seara aceasta. Activități spirituale. Să nu uităm să cântăm, să ne rugăm, să citim Biblia în familie și Domnul să ne ajute. Vreau să rămân la gândurile acestea, aș vrea să ne și rugăm, dar înainte să ne rugăm, fraților și surori, i-am cerut permisiunea fratelui Călin să aduc în fața dumneavoastră niște descoperiri pe care le-am adus. Am fost plecat în Bucovina în urmă cu aproximativ 2 săptămâni și au fost cel puțin 3 mesaje profetice pentru Biserica Albini. Și aș vrea să le citesc înaintea dumneavoastră și Domnul să ne ajute să împlinim ceea ce Domnul cere. Primul lucru, prima lucrare. Se vede un nor, spunea Domnul, care se ridică și norul acesta va aduce o amenințare la bunul mers al bisericii. Uniți-vă în rugăciune, căci dacă vor fi făcute rugăciuni și cereri,
Pot să mă pun chezaș, zice Domnul, și să schimb direcția acestui nor. Norul este o uneltire demonică prin care diavolul se va folosi de unele persoane, auziți, sunt din mijlocul nostru, să fim atenți, ca să aducă o nemulțumire și inimile multora să fie rănite. Să mă chemați și biruința va fi de la Domnul. Doamne, dă-ne biruință! Al doilea lucru, a doua lucrare. Domnul a așezat pe amvonul bisericii niște foarfeci. Bărbații de slujbă vor trebui să taie lăstarii de amărăciune din popor ca să nu se dezvolte și să nu se înmulțească. Domnul să ajute bărbații de slujbă să facă vegheatori. A treia lucrare a fost foarte promițătoare și m-am bucurat extraordinar, dar la început a fost un pic de mustrare. Domnul va așeza un cântar și va cântări pe cei care o iau înaintea lui, în lucrarea lui, și le va ieși înainte. Dar pe cei care slujesc, el vrea să-i facă tari în lucrarea lui. Domnul vrea să trimită în biserică prorocii prin Duhul Sfânt. Doamne, dă-ni-le! Domnul vrea să fie peste adunare vedenii prin Duhul Sfânt. Doamne, dăruiește-ne așa ceva. Domnul vrea să se atingă de bărbații de slujbă, să-i ungă cu putere și să aibă predici prin Duhul Sfânt. Doamne, cercetează bărbații de slujbă. Și Domnul are planuri de binecuvântare cu privire la biserica de aici și în special cu privire la tinerii bisericii. Doamne, binecuvintează-ne pe toți. Amin.